Vă rog să deschideți împreună cu mine la Psalmul 119. Vom da citire în această seară de la versetul 65 până la versetul 72. Tu faci bine robului tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață-mă să am cunoaștere și pricepere, căci mă încred în poruncile tale. Înainte să fiu smerit, eu rătăceam. Acum însă păzesc cuvintele tale. Tu ești bun și faci bine. Învață-mă orânduirile tale. Niște îngânfați m-au tencuit cu neadevăruri, dar eu împlinesc hotărârile tale din toată inima. Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu îmi găsesc desfătarea în legea ta. E bine că m-ai smerit, pentru că astfel am putut învăța orânduirile tale. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât mii de șechel de aur și de argint. Amin. Dimineața am privit împreună portretul unui credincios adevărat. Și probabil că și înainte ca să dați curs provocării de a lua acele versete din Psalmul 119 ca și un ghid, ca și o oglindă în care să ne reflectăm viața și să vedem dacă acordă, am plecat cu un sentiment că acest portret nu prea acordă cu realitatea vieții noastre. Dacă am plecat cu un alt sentiment, nu ne-am uitat foarte atent în oglindă. Ăsta este sentimentul cu care trebuie să plecăm atunci când ne uităm în oglinda Sfințeniei lui Dumnezeu. Este normal, este firesc, mai bine spus, este lucrarea Duhului Sfânt atunci când ne vedem așa cum suntem în comparație cu Sfințenia desăvârșită a lui Dumnezeu. Evident, dacă ne-am uitat în altă oglindă, în oglinda colegilor noștri, fraților noștri, poate că ne-am vedea mai frumoși. Pentru că comparativ, diferențele nu ar fi așa de mari. Și am văzut aceste 9 semne a unui credincios adevărat, începând cu cel mai important, faptul că un credincios adevărat îl are pe Dumnezeu ca și comoara lui supremă. Și apoi am văzut că restul decurg de aici, ascultarea care decurge din prețuirea care o avem față de Dumnezeu, dependența totală față de Dumnezeu, în tot ceea ce suntem, în tot ceea ce avem, în rugăciunile noastre înălțate înaintea lui Dumnezeu, convingerea de păcat lucrată în noi de Duhul Sfânt, prioritățile noastre transformate, urgența care o simțim pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru lucrurile spirituale, mărturia care o avem în mijlocul acestei lumi, chiar cu prețul fantastic, câteodată trebuie să-l plătim, închinarea, viața noastră de închinare, părtășia la care căutăm să fim prezenți și în care căutăm să fim implicați cu frații noștri și apoi, în cele din urmă, o perspectivă duhovnicească asupra lumii. Și privind aceste realități, cum ziceam, vedem că lucrurile nu stau exact așa în viața noastră. Cel puțin nu în măsura în care ne-am aștepta ca să fie lucrurile. Și ideea Psalmului 119 nu este doar să ne arate aceste portrete a unui credincios adevărat, ci să ne arate și cum ne deprindem, cum suntem învățați de Dumnezeu ca să fim din ce în ce mai mult precum acest portret. Vestea bună este că dacă ești copilul lui Dumnezeu, El este Cel care s-a angajat să te formeze, să te modeleze ca în fiecare zi să devii din ce în ce mai mult precum El este, precum este caracterul Său. La fel cum noi ne angajăm ca să ne modelăm copiii ca să fie mai mult ca și noi, să aibă mai mult și mai mult din caracterul nostru și să le arătăm un model de viață demn de urmat, Dumnezeu ca și Tatăl nostru se angajează prin diverse metode ca să ne învețe ca să fim în acest fel.
Asta este vestea bună pentru noi. Și teza principală a Psalmului 119 este că instrumentul principal care Dumnezeul folosește este cuvântul Lui. El ne învață din nou și din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și de aceea trebuie să prețuim acest cuvânt, de aceea trebuie să prețuim locurile, cadrele în care Dumnezeu lucrează prin acest cuvânt, de aceea prețuim părtășia frățească, de aceea prețuim biserica, pentru că este locul în care Dumnezeu se folosește de acest instrument prin puterea Duhului Sfânt să ne transforme în fiecare zi, din ce în ce mai mult, să fim precum acest portret. Până când într-o zi, când ne va lua la El, vom fi transformați într-o clipită și vom fi exact așa. Atunci ne vom uita în această oglindă și vom fi exact cum ar trebui ca să fim. Dar până atunci avem acest proces de modelare în care suntem transformați din ce în ce mai mult. Și acest proces este deseori greu, este deseori dureros, este deseori plin de dezamăgiri, de falimente, dar este un proces în ascensiune constantă. O altă metodă prin care Dumnezeu ne modelează este prin suferință, prin încercare. Cineva zicea că suferința este limbajul universal al omenirii. Toată lumea îl înțelege. Când încerci ca să explici ceva, când Dumnezeu încearcă să ne explice ceva și ne explică din cuvântul Lui și ne explică prin predici, ne explică prin studiu biblic și ne explică prin sfaturi și îndemnuri și frații noștri și noi numai nu auzim. Este prea în șoaptă, prea în sursuri și apoi vine suferința și dintr-o dată înțelegem totul. Este așa de clar. Da? Dumnezeu, zicea cineva, este suferința este atunci când Dumnezeu țipă la noi, ca să ne atragă atenția, să ne învețe chiar și prin suferință. Și în acest pasaj, în această porțiune, vedem că psalmistul ne arată modelarea credinciosului prin suferință. Și cred că este important faptul că vin una după alta, pentru că avem acest portret a credinciosului adevărat, și apoi avem imediat nevoia lui de a fi modelat, transformat prin cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp prin încercările, prin suferința care o rânduiește Dumnezeu în viața noastră. De aceea în această seară vrem ca să ne uităm la acest aspect al modelării noastre prin suferință, și împreună cu ceea ce am învățat dimineață să fie un ghid pentru noi în momentul de rugăciune și să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune în această seară și să ne rugăm în acest sens, să ne rugăm ceea ce am învățat din cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne modeleze ca El să fie comoara noastră, să ne rugăm ca El să ne dea ascultare față de El și față de poruncile Lui, să ne facă dependenți de El, da? Să ne rugăm ca suferințele prin care trecem să nu fie irosite, ca El să lucreze în așa fel încât să învățăm lecțiile care trebuie învățate din suferință. În primul rând, psalmistul ne prezintă intenția lui Dumnezeu atunci când rânduiește suferință în viața credinciosului. Altfel spus, ne arată care este inima lui Dumnezeu. Și inima lui Dumnezeu este una bună, este una plină de dragoste față de copiii. La fel cum ar trebui ca să fie inima noastră când ne disciplinăm copiii noștri. Disciplina nu are nimic de a face cu ura, cu nervii, da? Are de a face cu dragostea. Și lucrul acesta trebuie ca să fie evident. Acum, atunci când noi ne disciplinăm copiii, pentru că noi suntem făpturi căzute, păcătoase, de multe ori copilul își pune întrebarea, legitim, ce e în inima mamei mele, tatălui meu, când mă disciplinează, mă pedepsește în acest fel. Da? Pentru că tonalitatea noastră, pentru că exprimarea noastră, pentru că acțiunile noastre trădează faptul că împreună cu dragostea, grija pentru copilul nostru este frustrare, este mâhnire, este poate chiar și ură.
Da? Este chiar și ori. De aceea, în Scriptură avem, de exemplu, în Vechiul Testament, avem porunci care ne spun să disciplinăm copilul nostru, dar să nu-i dorim moartea. Frate, cine ar dori acest lucru, da? Este exact ceea ce ne explică Domnul Iisus Hristos când spune că noi credem că a ucide înseamnă doar a băga cuțitul în cineva. Dar dacă faci pe fratele tău prost, la rădăcina acelui sentiment este aceeași ură care stă la a băga cuțitul în cineva. Aceeași esență de răutate, de ură, stă atunci când noi, de exemplu, disciplinăm agresiv, disciplinăm urât. Și asta merge pentru familie, pentru biserică. Toți am experimentat lucrul acesta în diverse cadre unde disciplina n-a fost pură din dragoste, poate într-un cadru eclesial, în care biserica, frații, conducătorii, în loc ca să disciplineze cu răbdare, cu dragoste, au disciplinat firesc, au disciplinat din ură, din agresivitate. Da? Când vine vorba de Dumnezeu, nu putem ca să punem sub semnul întrebării intenția Lui. Deși de multe ori o face. Trebuie ca să știm, ăsta este primul lucru care trebuie ca să-l înțelegem când vine vorba de a naviga problema suferinței în viața noastră, să cunoaștem inima lui Dumnezeu. Care este intenția lui Dumnezeu pentru a rândui lucrurile acestea? De ce a rânduit Dumnezeu aceste încercări în viața mea, aceste suferințe în viața mea? Și răspunsul este din bunătate, din dragoste. Uitați ce spune psalmistul. În versetul 65 spune, tu faci bine robului tău. Acum, teza principală a acestei porțiuni este mai smerit, mai strivit, mai ai îngăduit suferința în viața mea. Și concluzia psalmistului cu care începe această porțiune este tu faci bine robului tău. Asta trebuie să fie convingerea noastră că Dumnezeu întotdeauna caută să ne facă bine. Da? El nu ne disciplinează că este frustrat. El nu ne disciplinează din răutate niciodată că Dumnezeu este bun. Versetul 68. Tu ești bun și faci bine. Trebuie ca să înțelegem că din acest punct, aceasta este rădăcina, cum am văzut și dimineață, că prețuirea noastră a lui Dumnezeu în mod suprem este sămânța din care ies toate celelalte. Atunci când vorbim despre modelarea noastră prin suferință, acesta este punctul focal. Dacă nu-l înțelegem pe acesta, restul nu vor mai face sens. Dacă nu înțelegem că Dumnezeu este bun și că face bine tot timpul, inclusiv atunci când ne disciplinează prin suferință, nu vom învăța absolut nimică din suferințele noastre. Vom fi frustrați, perplexați, demoralizați și nu vom învăța lecția care trebuie să o învățăm. Pentru că întotdeauna vom avea aceste dubii. De ce? De ce a îngăduit asta? Da? Întotdeauna trebuie să avem lucrul acesta clar în mintea noastră. El este bun și îmi face bine. Chiar dacă nu înțeleg în momentul acesta cum îmi face bine. El este bun și îmi face bine. Da? Tot ce urmează, dacă nu este clar lucrul acesta, va fi inexplicabil pentru tine. Teza principală pentru creștin, atunci când este vorba de încercare, de suferință, de persecuție, este Romani 8:28. Noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați în conformitate cu planul tău. Doctrina alegerii, doctrina predestinării, doctrina providenței lui Dumnezeu nu este ceva doar teoretic, este aer pentru credinciosul în mijlocul suferinței. Dacă nu crezi că Dumnezeu rânduiește toate lucrurile, dacă nu crezi că El este în control, dacă nu crezi că El providențial a hotărât toate circumstanțele vieții tale, ce speranțe ai în mijlocul suferinței? Trebuie ca să crezi într-un Dumnezeu suveran, într-un Dumnezeu puternic, într-un Dumnezeu în control, ca să ai la cine apela în mijlocul suferinței, în mijlocul persecuției și să spui, noi știm,
Deși nu putem vedea cu ochii noștri, deși nu este evident, deși pare că totul lucrează împotriva noastră, noi știm că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, pentru că Dumnezeu nostru este bun și întotdeauna ne face bine. Apoi trebuie ca să avem o definiție corectă a binelui. Trebuie să avem o definiție printr-o perspectivă asupra vieții care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu măsurăm binele în categorii biblice, atunci nu vom putea ca să numim bun și bine pe Dumnezeu și pe ceea ce El face în viața noastră. Dacă îl judecăm pe Dumnezeu după definiția noastră a binelui, după definiția firească a binelui, nu îl vom găsi pe Dumnezeu nici bun și nici pe lucrările Lui bune. Da? Dimineața am văzut că fiecare om are o perspectivă asupra vieții. Ori are una biblică, ori are una firească. De aceea trebuie ca să răspundem ce înseamnă bine pentru noi, ce înseamnă bine pentru tine. Omul firesc probabil că răspunde la această întrebare: orice îmi produce mie plăcere sau satisfacție este bine și orice îmi produce suferință sau disconfort este rău. Da? Hedonismul este filosofia de bază a omului firesc. Dacă îmi place acum, pe moment, sau dacă mi-a produce o satisfacție, este bine. Dacă nu-mi place și nu-mi produce o satisfacție, este rău. Da? Cum răspunde omul duhovnicesc? Păi el răspunde din perspectiva asupra vieții care o are el, și anume de o perspectivă informată de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea psalmistul, după ce spune că Dumnezeu face bine robului său, spune: după cuvântul tău. Ghidul după care măsurăm binele din viața noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu-i surprinde când psalmistul spune în versetul 71: e bine că m-ai smerit. Acum, un om firesc care privește prin perspectiva hedonistă, prin perspectiva naturalistă, niciodată n-ar spune: e bine că m-ai smerit. M-ai smerit înseamnă m-ai asuprit în așa fel, m-ai apăsat în așa fel încât m-ai sfărâmat. E bine că m-ai smerit. De ce e bine? Uitați, pentru că astfel am putut învăța orânduirile tale, da? Standardul după care este măsurat acest eveniment de suferință din viața lui este cuvântul lui Dumnezeu. Și psalmistul se uită la ceea ce se petrece în viața lui și realizează că această smerire, această asuprire, această suferință l-a apropiat de cuvântul lui Dumnezeu și concluzia lui este: e bine. E bine, da? Pentru credincios este bine tot ceea ce ne aduce în ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu și ne apropie în relația noastră cu Dumnezeu. Asta este argumentul apostolului Pavel în Romani capitolul 8. Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați în conformitate cu planul Său, căci pe cei care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Asta este scopul lui Dumnezeu. El lucrează toate lucrurile spre binele definit prin transformarea noastră să fim precum chipul Domnului Iisus Hristos. Asta este definiția binelui cu care trebuie noi ca să lucrăm. Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca acesta să fie primul dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit, i-a și justificat. Iar pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și glorificat. Tot ce lucrează spre sfințirea noastră, spre păstrarea noastră pe această cale, spre glorificare, este bun. Absolut tot. Fără excepție. Nu contează cât de dureros, nu contează cât de greu, nu contează cât de multă suferință produce. Dacă ne apropie de chipul Domnului Iisus Hristos, dacă ne păstrează pe această cale și ne apropie de glorificarea care ne așteaptă, este bine.
Și dacă ne depărtează de asemănarea Domnului Iisus Hristos, oricâtă plăcere produce, oricât de mult ne place, oricât de mult confort ne-ar da, este rău. Da? Astea sunt parametrii în care trebuie ca să judecăm. Priviți ce spune Apostolul Pavel în versetul 18. Căci consider că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Vedeți perspectiva care am văzut-o și dimineață. Comoara de acum versus comoara de atunci, comoara din veșnicie, care urmează să ne fie descoperită. Ce spune el? Foametea, suferința, boala, persecuția, toate acestea sunt bune atunci când ele ne împing spre slava viitoare. Ne apropie de realitatea omului glorificat. Ne apropie de chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta noi îl înțelegem chiar și în sfera firească. Un părinte care își disciplinează cu dragoste, producând durere pentru copilul lui, nu este considerat rău, este considerat un părinte bun. Un părinte care ia de la copil un lucru dorit de copil ca să-l învețe disciplina, nu este considerat un părinte rău, este considerat un părinte bun. Diferența este că nuiaua lui Dumnezeu este mai mare și mai dureroasă. Și palma lui este mai tare. Și când el ne atinge, doare un pic mai mult. Dar intenția este aceeași. Și la fel cum disciplina noastră față de copiii noștri, la fel cum orice formă de disciplină spre perfecționare este un act de dragoste, la fel și toată disciplina lui Dumnezeu, care poate să vină prin suferință, prin boală, prin persecuție, prin sabie, prin foamete, este un act de dragoste și este un bine. Apoi psalmistul ne prezintă trei efecte benefice ale suferinței și ne arată cum suferința, cum atunci când Dumnezeu se atinge de noi, produce acel caracter care tocmai ni l-a portretizat. Practic ne spune, uite, dacă nu sunteți în felul acesta, Dumnezeu se va ocupa de voi prin aceste două mecanisme, prin cuvântul său și prin disciplina sa, prin suferința care o îngăduie în viața voastră. Primul efect al suferinței este ascultarea față de Dumnezeu. Psalmistul ne prezintă în versetul 67 două tablouri. Avem un tablou înainte de acest eveniment traumatic și un tablou după. Înainte să fiu smerit, spune el, eu rătăceam. Acum însă, deci după ce a fost smerit de Dumnezeu, păzesc cuvintele tale. Înainte de a fi smerit, spune el, eram în rătăcire și în neascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Era convertit, era credincios, dar era imatur. Dar era nepăsător, poate, de cuvântul lui Dumnezeu. Era în neascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. După ce a fost smerit, spune psalmistul, s-a schimbat dispoziția lui și s-a schimbat viața lui. Și anume, acum, spune el, păzesc cuvintele tale. Ascultarea rezultă din faptul că Dumnezeu l-a smerit. Ce anume face diferență? Cum anume produce încercarea, suferința, această realitate a ascultării? Rețineți, dimineață am văzut că unul dintre semnele omului credincios este dependența totală de Dumnezeu. A veni înaintea lui Dumnezeu cu smerenia aceasta a unui copil care este dependent de Dumnezeu. El știe că tot ceea ce primește este în mila și în harul lui Dumnezeu. Iar păcatul în esență este o dorință de a ne declara independenți față de Dumnezeu. Asta se întâmplă în grădina Edenului. Avem pe Adam și Eva, care sunt puși în grădina Edenului, care au tot ceea ce își pot dori. Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile lor ca și un tată iubitor. Problema este că ei trăiesc în dependență de Dumnezeu. Și diavolul vine și le spune, într-adevăr aveți totul, dar nu aveți independența, nu aveți autonomia. Nu puteți voi să decideți ce este bine și ce este rău. Și le propune ca ei să se declare independenți față de Dumnezeu.
crezând că în felul acesta vor câștiga ceva. Când de fapt atunci când e emancipezi față de cel care este dătătorul tuturor darurilor bune, pierzi totul. Credința în esență este smerenia totală. Este dependența totală. Credința spune eu nu am nimic, nu pot nimic, nu sunt în stare de nimică, ajută-mă Tu. Depind de Tine, Doamne, pentru tot. Depind de Tine pentru iertarea mea, depind de Tine pentru perseverarea mea, depind de Tine pentru tot din viața mea și pentru veșnicia mea. Asta este credința, este o smerenie cumplită, totală. Și de aceea omul firesc, care poate este religios, când este confruntat cu acest tablou al credinței, nu-l vrea. Nu vrea să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu. El vrea doar o ascensiune intelectuală. Da, eu sunt de acord cu Dumnezeu. Dar nu vrea să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu ca și Domnul lui, ca și Stăpânul lui. Este deranjat de acele portrete în Biblie în care spune că noi suntem robii lui Hristos, sclavii lui Hristos. Frate, eu am o demnitate. Eu sunt slujitor, eu sunt frate, eu sunt chiar sclav, da. Noi suntem sclavii lui Dumnezeu. Și pentru un om care are credința adevărată, asta ar trebui să producă o bucurie. Pentru că există doar două opțiuni, sclavul Satanei sau sclavul lui Dumnezeu. Da? Sunt doar două variante. În schimb, necredința în esență este îngânfarea. Îngânfarea. Încrederea în propria ta valoare. Depinzi de tine. Eu n-am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Mă descurc eu. Încercarea, în schimb, suferința produce în mod instant smerenia. Instant. Cu suferința nu mai vii cu argumente, nu mai vii în fața ei cu filosofii, nu mai vii cu tot felul de... Suferința îți dă șahmat instant. Prin faptul că ne dovedește dincolo de orice recurs, faptul că suntem cu adevărat dependenți. Că nu suntem autonomi. Că nu avem resursele în noi necesare să ne susținem. Că viața noastră nu depinde nici măcar pentru o zi de noi. Tu poți argumenta că ești independent și autonom, puternic, cât vrei. Un cancer te va dovedi neputincios instant. Instant. Un accident de mașină care te lasă paralizat te va dovedi neputincios instant. Pe loc, imediat. Și te va lăsa fără argumente. Unde mai este vlaga ta? Unde mai este puterea ta? Unde mai este inteligența ta? Unde mai este aptitudinea ta de a te descurca? Când medicul spune că nu mai sunt șanse. Că nu mai sunt soluții. Când ai pierdut totul. Când te-au părăsit toți. Suferința, încercarea, îți dovedește instant că depinzi de Dumnezeu. Te smerește și ca atare provoacă în tine înflăcărarea credinței. Pentru că nu mai ai altă opțiune. Nu mai ai altă variantă. Apoi, un alt efect al suferinței este că produce dragostea față de cuvântul lui Dumnezeu. Inima lor, spune psalmistul, este nesimțitoare ca și grăsimea. Dar eu îmi găsesc desfătarea în legea ta. Și înțelegem fiecare dintre noi acest fenomen pentru că probabil că l-am trăit de multe ori. Trăim în indiferență față de Dumnezeu, față de cuvântul Său, Biblia stă pe raft, n-avem noi timp de așa ceva, suntem prea ocupați cu goana aceasta după lucrurile pământești, suntem prea ocupați cu serviciul, cu business-ul, cu familia, cu toate scopurile noastre care încercăm să le realizăm și vine tragedia în viața noastră. Și din reflex, parcă, din reflex se întâmplă două lucruri. Rugăciunea și pui mâna pe Biblie. Din reflex. Biblia aceea, nu? Iei praful de pe ea. Te pui, fai frumos în fotoliu, în sufragerie și o deschizi. Și se întâmplă ceva extraordinar în scurt timp. Realizezi că este dulce pentru tine. Că este un balsam pentru sufletul tău. Că este exact ceea ce ai nevoie ca să parcurgi aceste evenimente.
Nu era ea aceeași scriptură înainte de tragedie, când stătea abandonată pe raft? Nu erau aceleași cuvinte inspirate a lui Dumnezeu înainte de boală, când praful se depunea pe ea? Era. Exact aceleași cuvinte, exact același autor. Cu siguranță că era. Problema este că inima ta era prea insensibilă și prea împietrită ca să vadă frumusețea ei, ca să-și dorească să hrănească din hrana conținută în ea. Suferința ne sensibilizează în așa fel, încât, într-un mod reflexiv, îngenunchem înaintea lui Dumnezeu în smerenie și punem mâna pe cuvântul său și realizăm că îl iubim, că ne este benefic, că ne este drag, că ne este scump. Ce trist este totuși că după ce trece încercarea, așa de repede pendulăm înapoi în cealaltă direcție. Și iară uităm de timpul de părtășie, și iară uităm de adunarea sfinților, și iară uităm de cuvântul lui Dumnezeu, până când Dumnezeu iară vine și cu toiagul și nuiaua lui, iară ne amintește. Și Dumnezeu este bun și insistent. Și o va face din nou și din nou și din nou. Mai că țineți cont că așa cum noi, când vedem că copiii nu percutează, creștem intensitatea, fie că e durata pedepsei, fie că e intensitatea pedepsei, și Dumnezeu aplică aceeași logică. Prima dată ia o nuielușe, după aia ia o nuiauă, după aia ia un par, până când înțelegem. La Apostolul Pavel i-a dat o boală, o problemă fizică în trup, ca în mod permanent să fie smerit. Și lucrul acesta cred că este adevărat de obicei la cei mai mulți oameni al lui Dumnezeu. Dacă stai de vorbă cu cei mai mulți predicatori, vor vedea că sunt anumite deficiențe care le au în mod permanent și Dumnezeu știe foarte bine de ce le-a pus acolo. Fie un handicap în trup, fie o... Știe Dumnezeu. Este bine că Dumnezeu ne smerește în felul acesta. În al treilea rând, un alt efect al suferinței este faptul că ne reorganizează instant prioritățile și valorile noastre. Dacă valoarea noastră supremă trebuie ca să fie Dumnezeu și după aia tot ceea ce urmează, familie, servici și așa mai departe, atunci când ne depărtăm de Dumnezeu, acele valori sunt inversate și Dumnezeu ajunge undeva jos. Și cuvântul lui Dumnezeu ajunge undeva jos. Și familia, și jobul, și prietenii, și hobby-urile, și toate astea sunt deasupra și deasupra și deasupra. Și vine suferința și în mod instant întoarce cu sus în jos tot. Și le pune înapoi în ordinea care trebuie ca să fie ele. Mai mult prețuiește, spune psalmistul, pentru mine legea gurii tale decât mii de șechel, mii de bani de aur și de argint. O, de câte ori nu am făcut și noi un asemenea troc? Timp petrecut în cuvânt și părtășie cu Dumnezeu, dat la o parte în schimb pentru un câștig material, pentru confort câștigat, pentru odihnă, pentru tot felul de lucruri care de altfel nu sunt de la sine păcătoase. Și tot facem schimburile acestea. Ok, astăzi nu am timp să stau să meditez din cuvânt, pentru că am niște lucruri foarte importante, dar mâine o să fac. Astăzi o să lipsesc de la biserică pentru că e aia, dar după aia săptămâna viitoare sigur nu mai lipsesc. După aia intervine altceva, după aia e o altă oportunitate, după aia aia, după aia aia, după aia aia. Și la un moment dat s-au dat peste cap toate valorile noastre. Și Dumnezeu și cuvântul și părtășia și frații și toate lucrurile care sunt importante cu adevărat sunt undeva jos și lucrurile lumești sunt sus. Pentru că am tot schimbat, am tot făcut acest troc. Am tot cedat la ispitele lumii acesteia. Dar când vine încercarea, când vine suferința, nu am dat cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui, mângâierea lui, părtășia scumpă și prețioasă cu el pentru toată averea din lumea aceasta. Am renunțat la orice ca să simțim prezența lui Dumnezeu. Nu ne mai interesează ce pierdem când Dumnezeu ne arată cât de dependenți suntem de el.
Când vine suferința, valorile noastre se pun apoi în ordinea corectă instant. Și de aceea de multe ori Dumnezeu îngăduie suferință în viața noastră. Pentru că Biblia ne spune că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos. Un Dumnezeu care nu acceptă nici măcar ca să fie pe același palier cu altceva. Este El și apoi toate celelalte lucruri. Faptul că este îndelung răbdător, faptul că El are răbdare cu noi, este doar pentru că bunătatea Lui ne îndeamnă la pocăință. Dar la un moment dat, când bunătatea și răbdarea nu produc efectul necesar, intervine disciplina, intervine suferința. În concluzie, dacă suntem copii al lui Dumnezeu cu adevărat, dacă suntem dintre cei care ne-am pus cu adevărat credința în Domnul nostru Iisus Hristos, dintre cei pentru care Hristos și-a dat viața, Dumnezeu lucrează în noi caracterul Său. Acel portret care l-am văzut dimineață, care nu este altcineva decât Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu lucrează în fiecare zi ca să devenim acea persoană. Câteodată prin mângâiere, câteodată printr-o predică, câteodată printr-un îndemn, câteodată printr-o binecuvântare. În general am putea spune prin cuvântul Său, care este manifestat în viața noastră în diverse feluri. Dar câteodată, prin suferință, câteodată Dumnezeu ne smerește. Și este bine că o face. Pentru că atunci când ne smerește, se accelerează rata cu care învățăm aceste lecții. Dacă după 4 ani de predici, în Biserica Sfânta Treime am învățat puțin, când vine încercarea, învățăm 4 ani într-o zi. Rapid. Doctor docent în teologie. Ascultarea față de cuvânt e masteratul nostru. De aceea este bine că Dumnezeu și Biblia spune să ne bucurăm, să nu disprețuim disciplina Tatălui nostru, pentru că El disciplinează pe orice fiu, pe orice fiu care îl primește. De aceea mă rog pentru dumneavoastră și pentru mine ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră acest caracter a Domnului nostru Iisus Hristos prin orice fel consideră El necesar. Prin cuvântul Său, prin comunitatea Sfinților, chiar și prin suferință atunci când este nevoie. Amin.